Salutare, dragi tovarăși și strămoși sau ce vă uitați acum la acest videoclip. Ei bine, joc a apărut anul trecut și mi-a plăcut foarte mult când m-am uitat la Quick. Ia să-l joc și eu acum, Far Cry Primal. Abia aștept să... Ce? Survival mode? Nu știu. În fine, start. Nu știu ce treabă cu setările alea. Ok. Să sperăm că nu o să mă omoare oamenii cavernelor cu ce mă bate eu aici. E prima dată când joc ceva de genul așa de supraviețuire cu strămoși și o să învăț cu... Cred că un joc cu acțiune așa mai, cum să spun, cu o poveste mai veche la capitolul timp și astea mai vechi de al doilea război mondial, n-am pățit. În fine, să vedem cum ne descurcăm. Vreo... Ia, 2016... 2015, 13, 90, anii 90, 1900, secolul 19. Îmi place cum vine așa timpul în urmă, pe măsură ce trec anii. Auziți popii acolo, perioada renașterii, gladiatori, Imperiul Roman pe aici, înainte de Isus, Egiptul Antic probabil, deja oamenii peșteri, deci cu 10.000 de ani before... cum e? 10.000 years before Jesus Christ, Christ, în fine, before Christ, în fine. Hai să începem. Așa aprinde focul acolo. Să vedem, o să avem 60 de FPS în jocul ăsta cu setările automate de la joc. N-am vrut la ele, deci ia, văd că am 47 acum. Pot să randez în mai în 30. A, las tot în 60. Că n-ai nimic. Ia, uitați-vă pe ăsta. Asta e animație sau e cutscene? Că-i cați în ăsta. Winja. Winja. Our blood. Our people. Hai că zic bine, văd că merge accentul de engleză astăzi. Long ago, many Winja travel for... Hai că zbun pe post de narator. Then some Winja, n-am apucat să știu ce scrie acolo. Full of life, a home for Winja. Winja. Nu știu ce limbă vorbesc. Apropo, acțiunea se petrece prin zona lanțului carpatic, deci la noi aici, în partea asta Europei. Acum știu dacă o fi în zona fixă a carpaților noștri, căci lanțul carpatic e pe mai multe țări. Da, să zicem că o fi și România. Masters of Fire. Aici povestește toate triburile alea. They bring darkness. Și cred că o fi Winja, sau nu știu ce zis. No lights come. Or lost Winja brothers. Și m-am plictisit în puii mei, hai mă. Schimb, nu pot să dau, nu pot. They work with strong spirit, a zis. Searching for ours. Searching for us. Ubisoft presence. Da, povestit că nu știu ce triburi acolo, la noi se cheamă Winja, frați pierdoși și n-am mai fost atent ce am mai zis pe acolo. Și nu știu cine e maestru focului, bla bla bla. Ok. Bă, cred că am 60. Da, bă, hai mă, cam fel. Hai mă, doar 47 am, ce naiba. GTX-ule, mă, 48, e altă viață acum. Dar bine că ne uităm în curul ăsta, hai că mă, hai mă, că avem 60 de FPS-uri, e bine, 50, hai mă, urcăm în 60, ți-e greu. Bă, dar ce grafică faină are să-mi bag! Hai mă, nu trec de 50 de FPS-uri în Far Cry Primal. Da bine, sunt cam pretențios acum față ce cazan aveam înainte, dar tot e mișto jocul. Skip, ok. Ăsta la atac sau? Așa. Pe care trebuie să atacăm, nu știu. Un pui de mamut, cred, nu? Parcă așa se începea. Tot știu cât sus. Hai să fiu atent că dacă îi deranjez, tăpară așa pe noi și mă mănâncă. Am afuai damas. Chardubi dashimas. Tu hadamas. Hai! Ok, hai!
Cine știe, o limba asta o fi inventată de ăștia de la Ubisoft sau chiar o fi găsită o limbă veche ceva? Bă, da, 48 de FPS-uri, nu ajung la 60. Tot e bine, normal, da. Și pe care trebuie să le opui ăla de acolo? Ia. Ok, haida! Cât râlă? Ok. Și-a tras ăla al meu cu săgeata în mine. Mas! Ai coala! Cât râlă heal? Ok. Dă-i cu sulița, dă-i! Ah, deci bă, îi dau cancel. Prinde-l! Du-te, mă! Hai, mă, du-te după mamut! Aleargă mamutul! Nu știu cum aruncă. Fix în curii, baxulița! Dă-i, mă, cât mai trebuie să dau un el? Gata, ai murit? Te-ai dus, dracu, te-ai dus! Gata, mă, mâncăm în seara asta, am scăpat de foame. Suan, brăștar. Suan. Dă sulițe băgate în ele, deși eu nu le-am aruncat. Gata. Ușlau, dragoaș. Fildeș. Așa, dai el, adu cărnița. Opa, a venit mâțul după noi. Tigrid! Apa! Hai, drama! Apa! Apa ta! Gata, îl mănâncă și pe ăsta. Ce-a sărit? Mamă, direct în cap l-a băgat. Sau în ochi, unde? Takar. Takar? Ce poți spune? Run! Și acum trebuie să fie melodia pe fundal. Ok, hai că ne rupem coloana, ne lovim de toți copacii și toate crengile, o luăm și la vale, mai pupăm și nisipul, un bolovan pe acolo, hai că am mai lovit și un puștean și încă cădem și... Șmoc! Far Cry Primal! Bă, o tranziție foarte bună. Și e bine că eu acum încep să dau din mâini pe aici, deși nu mă vedeți. Dar ok. Deci noi suntem knockout pe aici, filmez de aproape o minută și deja eram pe care să murim, hai că e ok. E mort ăsta. Bă, deja mă dor. Ce drag? Bă, efectul ăsta vizual mă doare capul de la el. Și a spar și dinții din gură. Și a murit săracul. Da, cam nasol. Și acum, acum... Ușlau, dragoaș. Walk free. Ok. Acum, gen, dacă îl pui pe unul să se murdărească, faci urât. Zice că de ce știi că un manicură, că mai sunt bărbați din ăștia. Și uitați și voi. Acum 12.000 de ani trebuia să te duci cu bățul, cu ciomaga, să vânezi mamutul, că altfel mureai de foame. Vreau să-i aduci tu lumea ta să-ți prăjească o fripturică. Nu să se ducă ea la magazin sau să ducă tacul. Și nici țigări nu erau pe atunci, și nici droage. Sau cine știe, poate erau droage pe atunci. În fine, noi acum trebuie să colectăm, dăm cu acebețe pentru că de ce nu. E fain că avem și urme pe aici, urmele pe unde am călcat. Hai, dă-ți și heal. Nu pot? Ce dracului se aude? Bă, mi-e cam frică. Stai mă, că nu știu nici... Ia, ce mai e asta? Ok. Ia, bolovan, mai au pietre pe mine. Slate. Spre nord. Nici nu știu pe unde să mă duc. Așa. Mă duc înspre nord. Hai că lutez tot ce e pe aici. Foc. Inventarul pe cât e? Pe I? Pe ce? Pe I. Ok. Un arc. Hai să ne facem un... Ăsta e Takar al nostru, bărbos. Bun. Craft. Craft. Gata. Avem arc. Avem arc. Spear. Așa. Nu. Săgețile, cum l-ai face, ia.
Progress in story missions, ok. Deci doar arc avem. Upgrade, ok. Săgeți. Săgețile cum mi le fac? Că nu știu. Hai că avem arc. Nu știu de unde o fi luat frânghia asta. E ceva buruiană, mai mult ca sigur. Și avem arc. Da, săgeți. Săgeți, ciuciu. Opt săgeți. Nu știu de cum noi face, dar e ok. Hai să vedem cum ne descurcăm noi aici, să ne batem cu arcul. Trebuie să mă duc în nord sau hunting. Aha, crouch așa, vă durme, flee nu știu ce, detect you, ok, hai că mă descurc. Back. We want our faquiha, salcamaga. Eu strâng tot, nu ier nimic din lootat. Astea-s bestiile, dar nu le pot folosi. Va trebui să mă duc în peștera aia. Dar nu pot să-mi dau heal. Need food. Hai să mă lupă caprele astea. Hai, căpriță, căpriță, căpriță. Dar le-am speriat. Ah, trebuie să găsesc 3 capre. Stai, e. Slate. Mai fac eu săgeți atunci. Să mai rup chestii pe aici. Deci trebuie să vânez capre, îmi zice aici. Dăm și de astea și să mă mișc atunci pe crouch, să nu mă vadă. Da, acum de început poate pare plictisitor pentru voi, dar... E chiar interesant jocul. Ia. Și slate, bun, hai că îmi fac despre porcării pe aici. Ia, inventory, săgeți, nu știu cum... Upgrade, n-avem cum să facem astea, ok? Dar săgeți! Săgeți! Cum fac săgețile? Că nu știu. Sau mi le fac singure? Habar n-am cum fac săgețile. Aha, urmele de sânge, ok. Prima capră, a doua încoace. Foc taie cu cuțitul din os. Cât rălătul hil trebuie să păpăm. Încă două căprițe să mai prindem. La vânătoare de capre. Aș mai putea face un clickbait acum, dar n-am de gând să primesc claim pentru thumbnail. Câte glume poți să faci pe seama unui animal amărât. Nu așa. Ce dracu e ăsta? Ok. Unde mai sunt caprele alea. Nu știu pe unde mi s-a dus săgeata și nu știu cum mai fac săgeți. Hai să-mi iau săgeata de acolo. Nu știu cum mai mi-au săgeți. Dar sper că pot să mai refac în fine. Hai să... Nu așa. Hai să... Mă duc să-mi caut... Prada. Ok, sângele-i pe aici, e bine că pot să văd sânge și astea. Instinctul de vânător dezvoltat de om atunci. Om a fost pizdos din totdeauna. Stai că am pierdut dâra de sânge. Aici, săgeata, păi și de aici pe unde s-a dus?
Dar nu mă, că pe aici s-a dus. S-a dus așa. De aici a plecat. Mai căutăm prada atunci. Să vânez în perimetrul ăsta aici, în oaza asta. Hai că fuge cu săgeata în cur. E moartă, bun, du-te. Ok, două căprițe, încă una. Ajunge săgeata până la ele, să înțeleg? Da, n-ajunge săgeata de nu se facea ținta roșie. Bun, și o stau atâta ca să mă chinui să vânez niște animale. Ok. E moartă, bun. Last arrow. Și dacă rămân fără săgeți, ce se întâmplă? Nu pot să mai îmi fac? Ar mă arunca cu carne, nu? Sau... Săgeți, săgețile, cum mi le fac, nu știu. Ce asta? Crafting skill maps pack. Tot nu știu să-mi fac săgeți. Îmi arată ăștia ce fac. Ce asta? Am aruncat cu carne sau cu... Cred că nu pot să dau seama. În fine, îmi arată și ce fac că rămân fără săgeți. Acum... Așa... Da, pe Q îmi fac, am înțeles. Ok, hai să plecăm de aici atunci. Unde e în peștera aia? Hai pe aici. Deci așa se fac săgețile. O să le termin mai... Bă, nu prea-mi place să aude pe aici, așa că și pe... Prefera să plec, sincer. Ok, facem un campfire. Cu doi bolovani. Hai, cremene și amnar. Suflă, suflă. Suflă ca în flautul gugușă. Da, bă, oare pe vremea omului preistoric existau homosexuali? Nici nu știu. Vă, ce crezi? Existau homosexuali pe vremea aia? Dar nu cred că aveau ăștia timp de homosexual și astea, puii mei. Era prea mare foame de aia. Isu. Săgeată. Da, ai visto săgeată. Trebuie să nu fie cursorul de la mouse. Cur. Urghi, urgeam sacuim. Urusim coa. Ok, bă, tipul ăsta vă că vorbește singur, bă, așa vorbește tot timpul, adică vedeți ce fac acum, nu? Dar lumine nu pot să-mi fac? I? Acum o fac un de-asta. Altă viață acum. Dar bine că nu văd nimic, sincer, la cât de întuneric e. Are cerințe Far Cry Primal-ul ăsta, dacă ajung, dar totuși încă pot ajunge la 60 FPS-uri cu el în Full HD, deci e bine. Și pe filmare, că nu filmez mai multe. A meritat placa asta, a fost o investiție bună. Stai, ignite, e! Ăla-i, mă. Ok, am stins focul. Aștept să ardă astea. Nu trebuie să mă bat cu animalul ăla, nu? Dacă trebuie să mă bat cu ăla, sunt ca și mort.
Urme de labă, uitați aici, urme de labă. Hai după urmele astea. Ok, dite în jos. Iudicea, urghi purbi dram. Sânge mult văd, hai de înainte. Și a continuat să mai... Hai să mai strâng pietre de totuși de astea pe drum, că o să-mi trebuiască la un moment dat. Val, ura, goar și daugam. Look page, deci trebuie să... Set on fire. Hai mă, lupișorilor, veniți încoace. Firați-i, drecu. Hai că dau foc la câine. Eu, bă, câine, eu. Dacă vin unii în spate. Bă, firar! El de pâine să fie. Ok, că am speriat, cred. Bine că pe ăștia-i sperie focul. O să ardă asta cu totul până la urmă. Auzi numai ce e acolo. Scăcat-o la cur când au dat din moalele astea pe aici. Șasa goar, mate. Buinjașan. Ok, s-a stins și ăla. E acesta? Ok. Băi, o scăcat pe mine. Sincer, în acest moment. Mă sperie mai mult ca Outlast aici. Uite-l că a fugit pe acolo. A. Dar urcă. Set on fire. Bagă-te pe aici. Auzi tu numai cum urla animalul ăla. Ce bestia fiara pădurii poate fi de urcă? Uite un șobolan. Oare existau boalele alea de la... care se trage de la șobolan în ziua de azi? Existau și pe atunci? Dar îmi place că se vede cu partea asta. Hai că vine pe aici. S-a părut că erau niște urme. Ok, ai dat după urmele astea de labă. Opa. Pată de sânge și tot înainte. Ok, 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 ok. Nu, de animalul ăsta chiar mi-e frică dacă... Stai, l-a luat în gură. O să ies de aici? Mai bine, sincer. Sau...
Păi și animalul nu vine pe partea aia sau... Ok, ok, deja e interesant ce urmează să se întâmple. Checkpoint, ok. Și acum... O mână moartă. Mână de la un om mort. Dar se vede că aici omul nu era homo sapiens sapiens ca acum. Bă, aia seamănă cu Sidra. Tigre! Asta chiar seamănă un pic cu Sidra din Far Cry 3. Și-a sperie fiera. Run, bitch, run! Băi, nenorocit rău animalul ăsta. Încă un motiv pentru care mie îmi plac câinii. Ok, acolo să stai, animal prost. Dar ce dinți are al dracu. Ok, că am ieșit la suprafață. Land of Oros, discovered. Da, hai că destul de interesant, deci... Exact așa era viața omului preistoric, deci să nu vă uitați dacă, nu știu... Voi, fetelor, să nu vă uitați dacă gagicul vostru are păr pe picior sau că, sau că voi trebuie să vă epilați. Pe vremea aia, ce epilat, ce manicură exista? Nici n-aveai motiv să te barbierești. Trebuia să zici mersi că ai reușit să găsești o bucată de carne. A, da. Nici Dumnezeu nu exista pe atunci. Nici tatăl nostru nu era pe vremea asta. Na, it, așa. Ne primește că ne, așa i-am. Ne-am așteptat-o, ne dă de haleală. Ce pistruie are asta? În fine, hai să încheiem totuși, că deja mi-e cam somn, e cam... Că dracu-i cea... Băi, băi, cam de vreme și mi-e cam somn. În fine, am și derandat vreo 3 clipuri. Da, asta e. Încheiem aici că nu mai pot. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de mai jos de sub videoclip și scrieți-mi cam ce... Scrieți-mi dacă mai vreți episoade. Poate vă place, poate nu vă place. În fine, eu aici vă las. Ciao, les.